Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorin și astăzi continuăm seria noastră din Builder Simulator. Da, 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 suntem încă soția noastră Living, încă n-am găsit o soluție pentru mijlocul ăsta. V-am spus, aș fi vrut o masă de 6 persoane, dar nu avem în acest joculeț încă așa ceva. Așa că ne mulțumim cu ce avem, oricum nu arată rău. Dar v-am spus, aș fi preferat să am și acea masă. Am pus caloriferele, nu am montat centrala, dar astăzi asta vom face pentru că vom mobila bucătăria. Bucătărie ce se regăsește, nu aici, aici e baia. Ia uitați-vă ce frumos, ce frumos. Vă place baia? Hai bă că vă place baia, sunt sigur de asta, e top baia. La living poate se mai poate lucra, dar na, asta a ieșit, asta atât s-a putut, cum se spune. Ok, bun, nu o să facem aici bucătăria, aici o să fie un dormitor, aici iarăși un alt dormitor și aici o să fie biroul. Da, da, o să avem și birou. Aici o să fie bucătăria. Drept urmare, astăzi o să placăm cu gresie. Să punem un pic de gresie aici. Așa că hai să vedem dacă mai știm care e cu gresia. Wooden, nu, concret, nu concret. Uite asta. Uite asta e. Și o să mergem pe varianta faianță. Să mergem pe varianta asta, oare? De faianță? Nu. Nu chiar. Mergem pe... Ce faianță să pun, bă, băiatule? Să pun așa? Ia, hai să vedem. Dacă... E interesant sau nu? Normal trebuia și o plintă, dar de unde? De unde? Bun, hai să vedem să punem o ușă, pentru că avem ușa. La fel cum avem pe asta, le punem pe toate celelalte, doar ușa de la baie să fie diferită. Da? Apply. Asta zic. Avem și prag, dar aici nu-mi place cu mocheta asta. Hai să vedem dacă putem să punem gresia. Zic, ia să vedem. Nu, apare, nu putem. Aici e un pic de bug. Aici e un pic de bug. Aș putea să dau un report. Da, nu mă mai complic. Lăsăm așa deocamdată. Dar, sincer, nu-mi place cum a ieșit aici. Aici nu-mi place cum a ieșit. Trecem peste. Hai, fie. Bun. Avem pe o priză acolo. Trebuie să vedem un pic cum manevrăm toată treaba. Centrala. S-o scoatem pe aici, s-o scoatem pe din coace. Nu știu, hai să vindem. Să vindem ce avem în plus și nu ne trebuie. All. Bun. Și trecem la kitchen. Mobilă. Asta e old rău. Old style. Chiuvetă. Bun, ăsta e corpuri suspendate pentru partea de sus.
Să merg pe un... nici nu știu ce să fac, sincer să fiu. Aparent destul de nașpa. Ia uite-mă masă, dar nu e, că e mică, nu cred că e mare să o pun acolo. În living. Deși e old style așa, parcă aș pune-o, știi? Hai să vedem. Stați așa un pic. Că vreau întâi să pun centrala, frate, ca să știu după aia cum mobilez. Și centrala știu că o aveam undeva pe acelea. Stai așa să vedem unde e. Că am văzut-o, adică a trecut prin mâna mea ceva mai devreme. Și unde-i totuși? Totuși. Nu e nici la decorații. Uito. Uito, asta e. Bine, scrie că e boiler, dar de fapt e centrală, vă spun eu. Ok, hai să vedem, punem aici. Centrala. Acum nu știu, o fi ieșit în partea aia altă. Mergem, cumpărăm și scoatem noi și pe partea aia altă. Ia să vedem. Să vedem ce să iasă. Normal și normal așa ar trebui. Uite, centrala e acolo. Și noi ar trebui să scoatem pe aici. Asta zic. Frumos, domnule, frumos. Așa. Să fie totul funcțional. Corect, corect. Bun. Trecem mai departe. Să vedem. Mobila. Să merg tot pe varianta asta? Nu, o să merg pe alb tura asta. Alb, alb, zang, zang. Și astea o să fie corpurile care le pun jos. Merge cu culoarea asta. Așa că o să... nu mai am loc. Bun, am înțeles. Deci, ce e asta? Ușa, nu. Dulăpior. 3. Ia să vedem noi. Acolo nu o să vină nimic. Aparent. Bun. Nu face nimic. 4. Aici ar fi fost ceva să... Știi? Zic. Ia să vedem. Cât de sus am pus acolo? Nu chiar atât de sus. Nu chiar atât de sus. Undeva la acest nivel. Ia uite ce fac, mă. Ia uite ce fac, mă. Altceva, tata. Altceva. 2, 3. Nu, ăsta e pentru jos. Mi-ar fi trebuit un pic de vitrină, să spun așa. 1. Ăsta nu vine, deci ăsta zboară. Ia, așa. Nu. Nu, că jos am zis că pun, merg pe varianta asta, așa. Merg pe gri, am zis eu. Uite așa, frumos, elegant. Aș putea să pun... Nu, că se vede urât. Ah, e prea. Nu e bine. Nu e bine. În schimb,
Ăsta aș putea să-l pun aici. Ok. Hai să vedem. 5-ul ăsta, dacă îl întorc. Am zis dacă îl întorc. Uite așa. Zang. Bun. Hai să vedem chiuveta. Să moară veta. Așa, chiuvetă. Am zis că iau și unul de ăsta. Și de ăsta. Și eu am zis că iau și o vitrină din asta. Nu? Am vitrină. Uite, una de asta upper. Pac, pac. Hai să vedem. A, da. Stai alea, că am două bucăți din alea. Doi. A, e prea mare, mă. De asta nu vine, mă. Și dacă îl fac, e prea mic. Ah, ba nu. Ia să vezi ce frumos fac. Că mă pricep la asta. Dank. Zic eu, nu? Dar aici să vedem dacă ne iese și ăsta. Ia uite, bă, ce fac, mă. Tot cu lopata, mă. Așa, și tot așa micuț. Asta zic. Ia uite ce frumos. Ce mobilă frumoasă am. Așa. În materie de dulap, aș putea să mai... Bă, da, stai un pic, că eu tot pun astea, da, e normal. Trebuie să mă orientez după electronice, fratele meu. Deci, o să vindem ce avem în momentul de față. Ol, 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 ol. Chiuveta o lăsăm, trebuie să o punem. Ia să punem chiuveta. Cum asta-i? Știi că o să pun aici chiuveta mai bine. Un pic în afară. Ce să fac, bobiță? E la comandă. Mama, mă, zi de treabă. Asta e. Pare că e cam strâmb așa, nu știu. Doamne, 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 doamne. Ok. Am mai furat ceva milimetri. Mai bine. Bun. Acum e mai bine. Hai să vedem. Trebuie să pun și hota. Și hota pe unde o scot, bradere? Aici ar trebui să scot hota. Fac altă ieșire sau folosesc aceeași gaură? Nici nu știu. Hai să vedem. Oh, ce greu e, ce greu e! Trebuie să-mi iau aragaz, stai așa un pic, stai un pic, că nu e chiar așa. Stai așa, să luăm și un cuptor cu microunde. Să luăm și o mașină de dishwasher. Dishwasher, asta e moare, nu, 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 nu. Frigider, nu am nevoie de atât. Și frigider mărișor. Mergem pe varianta asta.
Aragaz, luăm că suntem mai săraci așa și o să mergem. Uite, hotă bună. Ceva am găsit aici pe alb pentru că suntem cu alb partea de sus. Și o să luăm un aragaz din ăsta așa simpluț. Bro. Da? Zanc. Și un frigider. Tot așa simpluți că nu avem, suntem săraci ca să... Ba, dar am luat deja două frigidere, bă, câte frigidere cumperi, mă, nebunule, ce ești tu nebun. Așa, cuptorul cu microunde, îl punem acelea. Bine, pot să-l mut, nu e o problemă. Așa, hai să vedem hota dacă vine aici. Cred că vine aproape perfect. Nu vine. Nu vine aproape perfect, deci mă obligă să mut hota de acolo. What the hell? Deci va trebui să scot pe aici. Super șmecherie, da, superb, ce să zic, sunt nebunit. Deci asta înseamnă că aragazul trebuie să-l punem aici. Da, o să-l punem aici, că n-avem ce să facem. Hai să... Op. Iară mă scoate, bă, mă scoate din sărite chestia asta. Așa... Cred că pot să pun un aragaz mai mare în cazul ăsta. Cred că pot să pun un aragaz mai mare. Știi, eu aș fi putut să bag plită, să bag cuptor separat. Bine, nu văd cuptorul separat, văd doar plita. Deci, da. Să punem aragazul ăsta, că e mai mărișor. Zic, asta e în două culori. Nu e rău, dar nu e de mine. Bun, ia să vedem aragazul ăsta. E mai mare, o să arate mai bine, cred. Cred, nu știu sigur. Da. E mult mai bine. E mult mai bine și o să mut un pic cota mai. Mai sus un pic. Uite așa. Asta zic. Corect? Bun. Aici o să mai pun un corp, mașină de spălat vase. Și cam asta e. Aici aș putea să mai pun ceva, frigiderul. Frigiderul pun aici. Ia stai așa. Mamă, nu o să am spațiu de nimic. Ești nebun? Nu. What the hell, ce nasol. Să pun aici frigiderul. Acolo aș putea să pun o masă. Mamă, ce îngustie, frate. E foarte îngust. Pe bune, atât de mult? Nu te cred. Ai văzut? Că nu e chiar așa. Hai mă că e bine. E perfect. E perfect. Bine, nu știu dacă e bună aragazul lângă frigider. Că totuși rece, cald, da, da, merge înainte. Așa. Și aici avem o mașină de spălat rufe vase, scuze. Sau ce-o fi. Hai să vedem că n-am achiziționat-o. Mergem pe varianta asta. Zang. Of, 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 of. Stai că nu știu. Ah, ăsta e așa, ok.
Oho, iese un pic în afară. Dar dacă eu o să fac un pic așa mai micuță, hă? Nu e bine. Urâtă rău de tot. Stai așa să vindem. Și să cumpărăm din nou. Stați așa un pic. O să trebuiască oricum să... Ia stai așa, să cumpăr unul din ăsta. Unul din ăsta. Și... Nici nu știu ce să fac. Să merg așa, pe varianta asta. Să iau tot din ăsta. Hai să vedem. Nu știu. Deci, 3. Ah, nu e bine. Asta e pentru sus. Asta e pentru sus, nu e bun. 2. Ia să vedem. Da. Așa. Și aici intră mașina aia? Nu intră, dragi. Neam, de unde să intre? Dă-te, drecu. Nu, 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 n-are cum, n-are cum. N-are cum să intre mașina aia de spălat. Nu. Deci o să renunțăm la asta. Luăm mașina asta. Mi se pare totuși... A, stai mă că am pus-o invers. Stai mă că am pus-o invers, mă, că prost îți mă, Doamne. Doamne. Ia. Dar tot iese în afară, mult de tot. Ce, Doamne, iartă-mă să fac? Nu e bine deloc. Deloc nu e bine. Sel, sel, sel. Nu știu cum să fac. Nu știu. Trebuie numai decât vreau să-mi pun mașina aia de spălat aici. Dar e urât tare. Vine urât rău de tot. Nici nu vreau să o bag sub centrală. Nici nu vreau să o pun sub centrală. Mai încercăm o dată. O să stea în afară un pic, n-am ce să facă. Nu, probabil are nevoie de spațiu la spate acolo. Nu mă pot pune rău cu ea. Hai să vedem un corp acum care să intre aici. Un corp de mobilă care să intre acolo și îmi trebuie ceva. Nu cu sticlă, ceva de genul, dar pentru jos. Astea ce sunt pentru sus, corpuri de sus. Uite, ăsta aș putea să-l încerc. Aș putea să încerc și ăsta. Și ăsta. Și ăsta. Și ăsta. Hai să vedem. Care o fi? Vedem imediat. Vedem trei prima dată. Nu, în niciun caz. Nu vine. Deși mi-ar fi plăcut. Chiar și așa dacă vinea. 2. Opa! Ia uite ce avem noi aici.
Nice. Ia uite. Și mai punem un corp sus. Aici nu mai avem ce să punem. Aici aș putea să pun o măsuță, dar nu, că blochez dulapul, nu poți deschide dulapul. În fine, hai să vindem ce nu ne trebuie. Ok, și eu să vreau să-mi iau un corp sus. Ce ar trebui să iau? Ăla e de sticlă, aici trebuie să iau normal. Ok, în două canate, dacă găsesc, ar fi super. Super. Dacă nu, aia e, mergem. Ia uite. Ăsta e în două canate. Așa, și cam atât, cam atât, că nu mai e altceva. Măsuță rotundă. Dulap aici. Ce aș pune eu la geam? Ce aș putea să pun la geamul ăsta? Nu prea am ce să pun la geamul ăsta aici. Farfuriile astea nu am cum să le pun acolo. Aparent, doar ștergarul ăsta, dacă îl prind. Nu știu, în fine. 2. Hai să vedem dacă îl păcălim, deși văd că nu e cazul. Nu e cazul. Aparent nu merge. Deși intra perfect aici. Dacă mă întreb pe mine. Doar să mut centrala de aici. Intra perfect dulapul ăsta aici. Perfect intra. Ok, hai să vedem. Bingo! Bun, hai să vedem centrala dacă o păcălim aici. Uite că o păcălim și centrala. Nu o să putem deschide dulapul ăla, dar n-am unde să pun centrala. Aici nu pot să o pun. N-am... Deși ar fi mers. Să punem aici centrala? O să punem și mutăm ăla și gata. Nu? Cred că da. Și facem dăm gaură în partea cealaltă. Asta e. Soft. Ștergarul ăsta. Ia uite. Fuck! Păi, cum se aleg ele toate, bă, băiatule, bă. Dar, totuși, eu aici parcă aș vrea să fac altceva. Și ce credeți voi că aș putea eu să fac? După voi, așa. Interior. Nu cred că aș putea să pun o piatră mai mișto, că asta e pentru exterior. Nu. Era altceva, stai așa. Stai așa. Așa, ăsta era. Punem jos, pitch, material. Tiles. Ok, uite că am găsit. Și aici vreau să pun o faianță mică. Nu știu dacă de asta. Era alta mai pătrățoasă, așa, stați așa un pic. Una specială. Cred că nu e aia. Cred că e aia, dar nu e aia. Material, nu vreau tapet. Nu, aia era, cred. Ăla era. Nu știu ce să zic. Încerc așa. Cu ăsta. A. Păi nu e bine, mă, îmi dă în sus, așa. Asta e. Punem
punem până sus ca să fie, că n-am altă posibilitate. Ha? Ce facem, mă? Ah, ok. Ah, ba nu. Era moaca ta de râs. Asta zic. Acolo rămâne așa, liber. Aici. Oh, nu e bine. Nu e bine. Of, ce mă disperă faza asta. Că mă condiționează, știi? Nu pot să... Da, e frumos și așa, nu e urât. Opa. Scuză-mă. Așa. Cam asta e. Cam asta e, boșilor. Și acolo s-a pierdut cu frigiderul. Ia uite ce frumos e. Cum vi se pare? Cum vi se pare? Hai, nu fiți săvătăcioși. Spuneți adevărul. Da? Să fim realiști, totuși. Ce ai făcut, boss? Stai că era să fac ceva. Era să fac ceva, boss. Am îngrămădit aici, dar nu am ce să fac, efectiv. Aici, normal, dacă era spațiu mai mare, puneam masă, știi, ca să fie, dar nu. O să mâncăm în living. O să pun o masă aici, dacă găsesc. Ceva mai... Stați așa să mă uit. Să vedem dacă avem un table ceva mai mic care să intre acolo. Sau, na, o masă. Uite, mahon, sau mergem pe varianta asta, care e culoarea mobilei, partea de jos. Ia să vedem. Așa, să facem masa mai mică. Perfect. Perfect! Mâncava-și talentul vostru. Cuptorul ăsta nu-i bun aici. Nu-mi place acolo. Ok. Chiveta e aici. Superb, superb, superb. Ce pot să mai spun? Ce, nu știu voi, ce credeți? Totuși, aș putea să mai pun ceva pe peretele ăla și nu mobilă, nu vreau mobilă, aș vrea să pun altceva, ceva așa, de design. Cred că o să pun un tablou. De ce să nu pun un tablou? Nu cred că ar arăta rău. Să pun vasele aici. Ceva de genul. Nu, astea ar trebui să fie la chiuvetă. Cred. Nu? Zic eu. Fund. Astea de pâine. Nu mi-au plăcut niciodată astea. Hai să zicem. Astea acolo. O sticlă de vin. Ah, astea. Da. Astea pot să stea. Ok, bun. Am înțeles ideea. Deci, aici o să punem ceva frumos, elegant, corespunzător. Ia uite ce frumos. Na, bă, că n-ai cum, bă, cu mine. N-ai cum, îți da dracu, bă. Îți da dracu. N-ai cum o bucătărie mai compactă ca asta. Adică... Da.
Aștept să văd, să-mi spuneți voi ce părere aveți. Da, eu... stai așa, invers, ok. Ia uite, bă, ce am făcut, bă. Uite, bă, ce fac, bă, dacă nu te termină psihic. Ok. Rank. Bun. 2. Astea ar trebui acele așa. Zac. Bun. Așa, cafea. Cafea. Să punem aici. Uite, ăsta îl punem aici de cafea. Ăsta de pâine. Aici. Ok. Fundurile. Tot aici. Ok. Ce să mai pun? Solnița și cu ăsta aici pe masă. 3. Ăsta e ulei, oțet și așa mai departe. Știi ce zic? Atași. Mai sunt pahare, căni din astea. Da, pui mei. Apropo, avem și calorifer aici în pătrie, da? Ca să nu aud discuții. Aici... Nu, că deja se umple prea tare. Băi, eu zic că e super. Nu știu dacă vă place, nu vă place. Mie unul îmi place. Ăsta nu prea e din filmul ăsta, pentru că e așa mai old style. Iar noi ce avem aici e mai așa. Dar, na, ce am avut și noi pe acasă, ca să spun așa. Îmi pare rău că nu pot să deschid ferestrele. Dar, nu știu. Mie îmi place cum a ieșit, mai ales că nu vedeam asta la început, dar uite că potențialul s-a ridicat la nivelul așteptărilor voastre, spun eu, zic. Da, acum voi să-mi spuneți. A, am uitat de lumină. Aici merge o lumină de aia neaușă. Uite, ceva de genul. Ia să vedem dacă într-adevăr am dreptate. Aici o să punem această lampă. Corect. Nice! Bă, fraților! Fraților, eu sunt din alt film? Sau mi se pare mie? Pot să mai pun un bec și aici ceva? O să pun ceva și aici, cu siguranță. Dar eu cred că e de acolo. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți. O să mergem să scoatem și ăla acum la final, să-l mutăm. Și, bineînțeles, să nu uitați să folosiți rubrica de comentarii, pentru că eu vă răspund din opinant și nu numai că vă răspund din opinant, cam așa ceva, ok? Dar, dragii mei, mă interesează foarte mult să-mi spuneți cam ce credeți. Am nimerit-o, le am, le știu, nu le știu, am dat cu bâta în baltă. Spuneți-mi voi ce părere aveți și dacă v-ați fi gândit la această bucătărie. Cam atât pentru astăzi, așadar nu uitați de like, nu uitați de share și bineînțeles să vă abonați. În rest, ce să zic? Eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei, până data viitoare, numai bine. La revedere!